astăzi vom face iarăși un vlog de familie cu Negruț. Încă nu i-am decis numele, cred că vom da ceva random sau sunt peste 1000 de comentarii, sunteți 1300 care mi-ați scris nume de pisici. Nu ne așteptam la așa ceva. Este o alegere foarte dificilă. Mulți ne-au spus Negruț, exact cum îl strigăm noi pentru că e negru, dar încă ne gândim la asta. Poate o să punem două nume, o să fie un pisoi modern. Și astăzi îl ducem la veterinar. Negruțul Tomiță. Pentru că ne-am atașat foarte mult de el, vrem să-l luăm în casă. De aceea îl ducem la veterinar. Hai! 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 Și să-i punem și un nume, da? Hai să-i punem mască la pisică! Hei, uite, așa merge el la veterinar. Am găsit aici în cartier un cabinet. Să se cuvinte, e ca cabri. Deci să merge. Pis, unde mergi? Stai să închid poarta, așteptați-mă! Greu cu o mână! Eu nici cu două nu pot. Gata. Hei, hey, cum a fost? Dificil. Am fost la veterinar, n-am avut voie să filmăm în interior. O să vă arătăm un mic story acum. Da. În interior. Doamna doctor e foarte frumoasă, eu nu înțeleg de ce n-a vrut, dar na, regulile sunt de vină. Ia să vedem. Bebele nostru este la veterinar. Cum e, miau? Ai făcut vaccin? Și ești cam agitat? Un pic. Și... bun, o să revenim de acasă cu vlog. Pa, pa! Și acum haideți a... acasă, că plouă! Acasă, că plouă! Hai! Uite, acum apare și a treia care vrea acolo și în curând vine și a patra cu care o să vă bateți. Da, da, ați auzit bine? Vine și a patra! Da, de fapt, al patrulea! Cum, nu știați? Oare pe cine? Negruț! E un lene și jumătate. Motănel! Enel! Hai la mamă, vină un coace lenea într-o chibată. De unde era atât de energic? Uite-l cum se întinde! Ia, uite, uite și așa! Super, super! Ia, fiți atenți! Deja s-a întins, ia! Are 20 de ani. Nu. Felinele astea cea mai mare parte a timpului o dorm. Nu are 20 de ani. Am fost chiar la veterinar. Are carnet de sănătate. Și doamna doctor a scris aici Negruțul, deși noi îi tot ziceam Negruț, Negruț, vină încoace. I-a auzit acolo Negruțul, a scris repede. N-am putut filma în cabinetul veterinar și ne pare foarte rău că era super. Dar na, asta e, sunt anumite reguli. Ia, ia, ia. Briana îl iubește foarte mult. Are, din câte și-a dat doamna de seama, are un an și 3 luni. I-a stabilit aici o dată a nașterii, deși nu asta este garantată. Haideți să vă arăt ce i-am făcut aici. I-am făcut un vaccin. Acesta. I-am făcut deparazitare internă. Pun mâna pe la baloi. Și deparazitare externă. Avea 37,8 grade și noi ne-am speriat un pic. Am zis, wow, pisica noastră are febră. Nu, așa au pisicile, între 37,5 și 38,5, cam așa. Aceasta este temperatura lor normală. Noi am luat toate cele necesare pentru a-l ține în casă. I-am luat un culcuș, dar e culcușul fetelor mai mult. Adică ele toate trei se bat pe el. Pisica n-are nicio treabă. Deci, și dacă încerci să o pui cu forța, fuge. Ia dă, ia dă-l încoa. Ala, mama, băiatul, mama. Hai, hai, lene, hai. Deci, eu n-am pomenit. Cât era în curte, niciodată nu dormea atât de mult. Adică, da, să mai tolănea el la soare, dar nu era atât de inert ca aia cum e. Ia că cum e în casă. N-are o treabă, n-are o treabă. Dacă îl punem în culcoș, ia să vedeți. Deci, doarme peste tot, numai aici nu vrea să stea. Hai, poate acum asta. Hai, poate stă. Wow, e prima dată când stai, trebuie să-i facem o poză. Yeah. Ai prins când s-a întins și cu fața, și cu spatele, și acum și în cocoașă. Mecheră, pisica, mecheră, mă tăie la mamă, e bebeluzul lui mamă, mecheră. Treci în coș, obraz, Nicule. Obraznicul nu vrea să stea în coș. Oh, poate facem în seara asta un live.
Muntanu! Și mai avem o idee pentru voi. Mulțumim tuturor pentru comentariile voastre și pentru ajutorul în a alege numele. Vă vom anunța dacă vom hotărâ să-i mai dăm un nume pe lângă Negruț. Va fi un Muntan modern. Așa. Și Ionescu pe lângă asta. L-am adoptat dar ca și animal de companie, nu ca și copii. Bebeluși rămân bebeluși. Și mai am o idee pentru voi. În comentariile clipului de astăzi, lăsați-ne numele animalului vostru de companie și ce anume este: cățeluș, pisicuță, papagal, peștișor, broască testoasă, și dacă, mai muțică, și nu, știu dacă nu aveți, puteți să inventați cum v-ar plăcea să fie animalul vostru.